Un brașovean a plecat în drumeție în Munții Făgărași în căutare de aventură alături de prietenii lui, însă și-a găsit sfârșitul. Tragedia s-a întâmplat în cursul zilei de ieri, când tânărul se afla pe un traseu care ducea spre vârful Negoiu și a căzut 300 de metri în gol într-o prăpastie. Corpul neînsuflețit al brașoveanului a rămas în prăpastie până astăzi din cauza condițiilor nefavorabile care au împiedicat operațiunea autorităților. Accidentul s-a petrecut în cursul serii de ieri. E vorba de un turist care a căzut aproximativ 300 de metri din creasta, din traseul de creastă din Munții Făgărașului, a căzut înspre nord, spre cabana Negoiu. În urma acestui accident, turistul a decedat. Din cauza întunericului și a condițiilor meteo nefavorabile, nu s-a putut face nici cercetarea la fața locului aseară și nici evacuarea cadavrului, urmând ca în cursul acestei zile să se efectueze aceste activități. Turistul era din Brașov, făcea parte dintr-un grup, mai multe persoane și se aflau în drumeție prin Munții Făgărașului. Traseul Custura Sărății, care a dus moartea montaniardului, este unul extrem de dificil și orice pas greșit poate aduce moartea, mai ales dacă vizibilitatea este redusă din cauza ceței, așa cum s-a întâmplat în acest caz. Poliția urmează să se afle detaliile accidentului. Ce știm este doar că a alunecat și a căzut. Traseul pe care se afla este extrem de dificil, dar este asigurat cu balustradă de cablu, cu lanțuri și cu scărițe metalice pentru a facilita accesul și a securiza cât de cât traficul. Condițiile meteo erau nefavorabile în momentul producerii accidentului. Era ceață, ploaie. Nu este prima dată când muntele și-a tributul din cauza neadaptării la traseele cu un grad de dificultate mărit, motiv pentru care salvamontiștii trag un nou semnal de alarmă și recomandă turiștilor să se echipeze adecvat și să fie prudenți când se află pe munte, pentru că o secundă de neatenție îi poate costa viața.